Hai, bine v-am regăsit, fraților, la un nou Storytime. Eu sunt Samureș, de data asta vreau să vă povestesc cum a prins poliția cu iarbă, cu 0,5 sau 0,4, nu era mult, să nu vă gândiți că 5-4 grame sau așa. Dacă vă place episodul ăsta, dați like și scrieți în comentarii ca să știu dacă să mai postez videoclipuri de genul. Deci, să începem. Vorbisem cu niște prieteni în ziua aia să ieșim pe afară, să merem să facem o petrecere, să nu știu ce, că merem, nu cu cortul acum să vă zic, dar că merem într-o pădure acolo, ca bine pădure ce aici, acolo sus, la un munte, ceva de genul cum e la noi aici, că avem așa un munte, nici munte, e un castel acolo așa sus, care poți să duci la el și nu știu ce, și noi acolo am vrut să facem o petrecere ca toată lumea. Și ce ne-am gândit noi? Hai că o să facem acolo petrecere, nu știu ce. Și eu acolo, când înainte să vin în oraș, vorbisem cu dealerul să mă întâlnesc cu el să cumpăr ceva, că dacă tot făceam o petrecere, de ce nu? Și mă duc în oraș, mă duc la primărie acolo, îi scriu la dealer că acolo avem internet, îi scriu lui dealer, îi scriu că hai, unde ne întâlnim și nu știu ce, și îmi zice hai că vin eu la primărie, așteaptă-mă acolo. Și vine la primărie acolo, totul bine și frumos. Mă sună niște prieteni, mă întâlnesc cu dealerul, mă sună niște prieteni, fac către mine, hai bă să mănânci tu niște cartofi prăjiți, nu vrei? Și fac eu, nu, lăsați-mă în pace, eu mă duc acum să fac rost de ceva. Și o să înțelegeți de ce partea asta o să joace un mare rol pe viitor acolo. Na, și merg cu dealerul, cum v-am zis. Meream, după aia m-am întâlnit cu el la primărie, deci. Și de la primărie de acolo am mers într-un părcușor. Pamsgarten, ne zicem noi la părcușorul ăla. Acum nu știu cum să vă zic pe română, deci îmi pare rău, dar așa, așa o să zicem Pamsgarten. Na, și îmi face el rost acolo de marfa mea, că te-am zis, am zis să-mi facă rost de 2 G-uri, mi-a făcut rost de 2 G-uri jumate, că mă înțeleg, e un prieten foarte bun de-a meu, deci dăduse cu jumate de G mai mult, că știa că e o petrecere și a zis să mă distrez. Și, na, atunci am zis, hai că fac și eu un joint cu tine, că mi-ai dat aici, aici, prieten bun, hai că fac un joint cu tine, de ce nu? Și face el bine, bine, hai în Amsgarten, acolo unde v-am zis, în părcușorul ăla, unde am mers. Și după aia merem acolo, în părcușorul ăla, mă pun să fac jointul de 0,5, încep să-l fac mic în mână, acolo, și tot vorbeam cu el, tot vorbeam cu el. Și la un moment dat am uit în stânga mea, nu știu de ce, dar m-am uitat așa în stânga mea și văd pe cea mai nașpa polițistă din Storytime-ul cu când m-am bătut cu 2 polițiști. Atunci ai când m-au prins ei pe mine în vizor, că atunci încă nu se întâmplase, cum îi zice, faza aia de m-am bătut cu ei din cauza la extăziurile alea, din cauza la extăziul ăla. Na, atunci încă nu se întâmplase, atunci încă nu prea aveam probleme așa cu drogurile cu poliția, dar atunci ai când m-au prins în vizor și cu drogurile. Și na, vede polițistul ce am în mână, vine așa repede, mă apuc așa de umăr, de partea asta, gen de la, da, de umăr, așa, și zice, dă-mi ce ai în mână, și fac eu, nu, și face, dă-mi ce ai în mână, și fac eu, nu, și face, dă-mi ce ai în mână, și fac eu, nu, și face, după aia, dă-mi ce ai în mână sau o să te fac să-mi dai, și fac eu, bine, și încerc să arunc pe jos, bine, am aruncat totul pe jos. Acum ce am uitat să vă zic e că marfa aia alaltă, cele 2 G-uri, aveam în mânecă. Da. Și arunc pe jos marfa, încerc să fug așa cât de tare am putut eu, chiar de mă ținea. A fugit săraca aia după mine, am târât-o după mine 5 metri până m-a prins unul cu o chelie, un polițist de 2 metri așa, m-a prins de căciulă. Mi-a pus piciorul în față, mi-a pus o piedică direct pe burtă, m-am dus, a zburat și aia după mine să-mi fac ceva. Când am văzut-o, aia s-a plâns mai rău decât mine când a picat. Aia picase peste mine, să vă prind, să înțelegeți, aia picase peste mine și după aia tot ea făcea, ai piciorul, ai piciorul, ai, după ce a picat peste mine. Deci, vă rog frumos, am dat cu bărbia de pământ, aveam o jilitură sub bărbie,
peste mâini, peste... Nu știam unde, nu am julitură din cauza ei, pentru că picasea peste mine, dar tot ea făcea. Ai, ai piciorul, ai, ai, ai piciorul, ai, ai, ai piciorul. Să vă prindeți. Deci, o femeie... De vă dați seama că ce polițist era asta, că încerca să mă, să mă fută cât de rău putea, asta era ideea ei, că m-ar fi ftut dacă avea ocazia pentru că s-a lovit acolo la picior și că am lovit-o, că am lovit-o, ar fi zis dacă avea ocazia, dar n-a avut ocazia, că a avut și la GoPro pe mână și da, asta n-am tu nicio să mint, că altfel ar, aș fi scăpat curat. Na și cum vă ziceam, a... După aia mi-a pus cătușele, după ce mi-a pus pedica aia, polițistul ăla mi-a pus cătușele și eu eram panicat, încercam să rezist, să nu mi le pună, că aveam acolo marfa și mă gândeam, bă, cum să fac ca să nu afle, că nu vreau să o găsească acolo, vă dați seama. Și până la urmă n-a picat, n-a aflat, n-a simțit-o, nu nimic, mi-a pus cătușele, totul normal. După am uit așa, nu știam ce să fac, ăla, prietenul ăla, dealerul ăla care era acolo lângă mine, era așa speriat, era șocat, nu știa ce să facă, după aia mi-a pus cătușele, m-a pus jos acolo, a zis să nu mă mișc și o stăteam acolo jos și îl controla pe el, îi zicea tu ai ceva și făcea el că nu știu ce și după aia face polițiștii către el că hai pleacă acum de aici. Și face el, păi da ce, dar n-am voie să stau aici cu prietenul meu. Și face polițista aia către el, ba da, ai voie să mai stai cu el cât stă, da, după aia îl ducem la secție, o să-l dezbrăcăm. Și face el că, nu-i bai, vin cu el împreună ce are. Și după aia a zis că, na bine, hai că plecă, chiar trebuia să plece și el. Și nu m-a zis așa la mișto, la ăsta, să facă mișto de polițiști, că nu-i puteau face nimica. Na, și cum v-am zis, a plecat, mi-a făcut un video în care zicea Free Alex și după aia mai am alt video ăsta, ăsta o să vă dau play la el pe ecran. Open like a zip, zip him up, tell buddy no mask to come and pick him up. Ăla, ăsta genul, nu el mi l-a făcut, ăsta video e făcut de altcineva, dar nu contează. Na, video făcut de el oricum, nu o să vi-l arăt că apare el în video și nu vreau, și apare și vocea lui în video ăsta, apare de câte ori, deci nu-mi prea pasă ce o fi, nu prea e așa de grav dacă apar numai eu. Și na, cum v-am zis, după aia meream la asta, după aia, după ce a plecat și el, m-au luat polițiștii și pe mine și mă duceau la mașina de poliție. Și aveam cătușele atunci și mă duceau așa prin oraș, mă simțeam ca cel mai mare infractor, că aveam cătușele puse și mă țineau amândoi polițiști să nu am nicio șansă să fug, amândoi mă țineau, ziceau, dacă mă mișcam un centimetru mai în fața lor sau un centimetru mai în spate, mă trăgeau de zici că vreau să-mi dea o bătaie acolo pe loc și urlau la mine, mai încet, mai repede, mai încet, mai repede. Deci, așa, chiar cel mai mare infractor din lume eram eu în momentul ăla. Dar mie nu-mi păsa efectiv de nimic, sincer, atunci să vă zic. Mie ce-mi păsa era ce mă făceam cu alea două geuri. Că nu știam cum să fac să nu mă prindă, să nu știu ce, să n-o belesc din cauza lor. Că vă dați seama, acum după ce n-au avut aproape nicio dovadă, că au adunat niște firmituri de pe jos, niște firmituri ce au reușit ei să mai adune de acolo, să pună în mănușa aia de acolo, că nimic nu mi-a putut face din cauza aia aproape. Na, vă dați seama că dacă ar fi găsit alea două geuri, s-ar fi bucurat? Da, de numai s-ar fi bucurat. Na, și ce făceam eu? Mă gândeam ce să fac, mă duceam spre mașină, vedeam, n-aveam efectiv nimic ce... Mă bag în mașină, știam, gata, ce mai pot să fac? Ce mai puteam eu să fac dacă deja mă băgaseră în mașină? Acolo nu mai ieșeam până în secția de poliție, în secția de poliție la fel s-ar fi ținut după mine. Nu mai aveam efectiv eu ce să fac. De ce efectiv nu mai aveam, Dumnezeu nu mai vroia, era gata, totul era gata, nu mai aveam șanse. Și ce fac eu atunci? Pe moment, mă duc cu ei... Mă duce în secția de poliție acolo jos la celulă, mă dezbracă, să mă dezbrace, auzi, mă dezbracă, doamne, și cum am zis eu ca ultima în alfabet, n-am fine să mă dezbrace
Și când mi-a dat cătușele jos, iarăși eram panicat că o să le simte, că nu știu ce, și mă făceam așa, că mă mișc un pic mai tare și făcea aia acolo, că nu mai te mișca, că mai rău o să te doară. Și eu tot făceam așa, dar ea nu se prindea de ce, eu mă făceam așa, de parcă încercam să-mi dau drumul de la ele. Și după aia, după ce mi-am dat drumul, mi-am făcut așa, gen, m-am șters așa, la cum se aude acum, așa, făcusem acolo și mă gândeam, ce să fac? Prima oară îmi dau papucii jos, că nu am de ce să vă mint, nu știam ce să fac, îmi dau papucii jos, îmi deșleg siretul, nu știu ce, face polițist, o mă repede, și fac eu, că da, stați, că eu nu vreau să-mi stric papucii, și face o mă repede, nu pot să mint de papucii tăi, și încercam eu acolo, mă gândeam, bă, ce fac, ce fac, și mi-a venit ideea, fraților, am prins, după aia, de mânecă acolo, de unde aveam iarba, am înrulat-o așa, gen în mânecă, știți, am băgat-o așa, gen să fac cumva să nu pice pe jos. Nu știu cum să vă explic, dar trebuie să vă dau, să vă arăt gen pe cameră ca să înțelegeți cum vă explic. Deci am înrulat-o acolo, pur și simplu cumva. Deci am prins o mână, am dat-o așa pe față, s-a înrulat. Și trag mâneca așa, gen toată, n-am tras-o să o bag pe toată înăuntru sau să o fac pe toată pe din afară. Am tras-o pe toată în așa hal încât să rămână cerc și după aia am băgat-o așa pe dinăuntru. Și am făcut la fel și la cealaltă. Și gen, ca să înțelegeți de ce, că știam că, nu știam eu, dar mă gândeam că o să fie mai mici șanse să mă controleze, pentru că o să vadă deja că mâneca e mică și că nu e nimic acolo, că n-a picat nimica. Nu credeam eu că o să mai stea acum să controleze. Și chiar așa a fost, chiar așa a fost. Eram în pula goală, țin minte că eram în pula goală. După ce m-am dezbrăcat în pula goală acolo, efectiv. Deci aveam cerpălău pe afară. Și eram în celulă acolo, efectiv. Atunci eram în celulă, în celulă. Și mă uitam la polițista aia cum îmi controla. Eram în șerpălou, gol, pe afară. Ea, nimica nu era între noi. Îmi putea vedea și a șerpălou. Mă durea în cur. Mă durea în cur că mă vedea dezbrăcată sau nu. Ce îmi păsa mie era, o găsește. Și n-a găsit-o, fraților, n-a găsit-o. Bucurie pe mine. După aia, după ce m-am bucurat atâta că n-a găsit-o și că nu știu ce, am zis că, na, bun, aia, acum mă îmbrac, nu știu ce, m-am îmbrăcat, am prins-o aia, am prins-o mâne, după aia am tras mâneca așa, după aia am lăsat-o mânecă, nu știu, a fost oricum un pic am complicat acolo ce am făcut, dar de explicat, gen, nu, că gândiți-vă că am făcut acum eu, nu știu ce, chestie din metric sau așa, nu, complicat în sensul că mi-e complicat să vă explic, nu știu cum, nu găsesc cuvintele la ce am făcut acolo, că e greu. Chiar e greu, trebuie să vă arăt așa, că și la la niciun prieten n-am putut să explic mereu fără să-i arăt. La toți le-am arătat. Na. Și după aia a trebuit să aștept acolo să vină tata Vidrec după mine, că trebuia să vină cineva după mine, că atunci încă nu eram major, aveam încă 17 ani. Am așteptat să vină cineva după mine, a venit taicu-meu Vidrec. N-are rost acum să vă mint, m-a certat de numai în mașină, urla la mine. După aia, de fapt, bine, acum asta v-am zis un pic prea devreme, ar fi trebuit să mai vă zic că și înainte bulangii aveau speranțe, polițiștii pentru că au găsit ei pe jos 03 acolo, aveau speranțe că îl dau pe prietenul meu în gât, pe dealerul ăla. Și făceau că două zile, zine că dacă nu ne zici, sper că știm că îți poți lua adio de la permis de la ăștia, că tu nu o să mai ai șanse la permis, că tu niciodată nu o să poți să dai de permis dacă nu, că primești, dai interdicție pentru permis, că ești drogangiu și că ești periculos și nu știu ce. Am zis eu că bine, mai mă gândesc și nu știu ce, așa am zis, ca să mă lase. Nu aveam cum să zic că nu, din cauza că era tata și dacă mai ziceam nu, mă certa și mai rău decât m-a certat în mașină, deci știam asta. Că după aia ar fi zis, da de ce, da de ce și nu știu ce, că nu, a, nu, spai nu ești inteligent să înțeleagă că nu-i bine să dai în gât. Și după aia ne-am dus acolo, cum v-am zis, pe drum urla taică mi-o Vitrec la mine, nu știu ce, după aia m-am dat jos, după aia am văzut-o pe maică mi-a venit la mine plângând și zicea că Alex, de ce faci de asta, de ce n-ai grijă, de ce nu știu ce, și ziceam că mami, nu mai plânge, că nu s-a întâmplat nimic grav și așa,
I-am explicat că chiar n-a fost nimic grav, a înțeles și ea, s-a calmat, după aia m-a pus să-l sun pe tata, l-am sunat pe tata și aici, fraților, am zis că gata. De ce m-a pus să-l sun pe tata? Să-mi iau o bătaie de numai, asta era ideea lor, nu știam de ce au vrut ei să-l sun pe tata, real. Neapărat, mă gândeam eu, iau, gata, au decis așa, să vină tec, nu să mă bată. Și face taică-miu că îl sun și face, a, ceau, Alex, ce faci? Și fac eu, bine, tati, tu, face bine, ce-i, cum de mai sunat? Și fac eu, tati, am fost prins cu droguri. Și face alfa, ce droguri? Și fac eu că, iarbă, tati. Și face taică-miu că nu e, nu e drog, iarba, că nu știu ce, și că pot să mă lase, și am zis eu că nu, că încă nu e legalizată în Germania, dar o să devină. Și mai că mi-a colpit pe fundal când a auzit asta, că taică-miu îmi încerca așa să mă încurajeze că iarba nu-i drog, și așa începea să urle. Da, cum să nu fie, că în Germania e acum, Alex, nu mai poate să dai de permis de alea, că i-au zis polițiștii. Și a zis taică-miu, și taică-miu a zis, ba nu, l-au mințit ca să îi facă frică, să nu știu ce, și de alea. Și am înțeles, gen taică mi într-un fel, m-am bucurat că nu m-a certat, dar a zis să nu mai fiu prost, că acum rolul important care v-am zis eu, că ce a fost aia cu cartofii, gen cu aia cu când m-au chemat să mânc cartofi, vrăjeala noastră, deci ca să le zic la părinții mei că am avut câțiva prieteni, gen doi prieteni, am avut care unul din Storytime, din primul Storytime, Max, deci Max ăla mă filmase când eram în stația de poliție, cum îi zice, Max ăla și încă un prieten ăla, nu contează, deci eram noi trei, deci e grupul ăsta, să înțelegeți, doar noi trei așa în grupul ăsta, ei doi îmi cunosc părinții și așa, și i-am mințit că ei m-au chemat să mânc cartofi până aici totuși frumos și real, ei m-au chemat să mâncăm cartofi și eu le-am zis că stați că mă duc să le cer o țigară la cineva și m-am dus, le-am cerut o țigară și a venit unul în fugă, mi-a pus marfa în mână și a fugit, așa, asta a fost vrăjeala noastră, că mi-a pus mie marfa în mână și a fugit și fac ei că părinții mei oricum nu m-au crezut și așa, nimeni nu m-a crezut asta, știu, nici taică-miu, nici nimeni, degeaba. Da, așa, taică-miu s-a prefăcut, gen taică-miu real, nu taică-miu vitrec, taică-miu real s-a prefăcut așa, că m-a crezut așa, să nu mă lase în filmul meu, dar mai mei și gen ăștia, taică-miu vitrec și maică-miu mi-a dat de înțeles că nu mă crede. Dar nu contează, ce contează e că am scăpat bazma curată din chestia asta, chiar de a fost 0-3, dar problema e că acum am polițiștii sub vizor și chiar de, nu înțelegeți, așa o chestie la noi în orașul ăsta, mai ales în Germania, e un oraș foarte mic în care toți se cunosc între ei și toți polițiștii acum, toți, chiar de nu mă credeți sau nu, vin și mă controlează, gen, nu contează, mă vede pe stradă, să zicem așa, în timpul zilei la 14 după masa, știți, mă vede acolo pe stradă în centru, să zicem că îs pe principală și atunci, să zicem că merg de la școală, nu știu unde, atunci nu mă controlează, să nu vă gândiți la asta. Dar să zicem că sunt la ora 14, într-un parc, stau în parc, frumos, fumez o țigare. Vine polițiștii, eu sunt una din primele persoane care sunt luate la control din cauza că am avut probleme cu drogurile, înțelegeți? Asta e chestia, gen, toți polițiștii m-au în vizor și știu și că la un prieten i-a zis la secție de poliție, când s-a dus la secție de poliție, l-a întrebat dacă e prieten cu mine și a zis că da și a zis că nu-i bine ca să se îndepărteze de mine și nu știu ce, că bine acum să nu vă gândiți că a zis de mine numai. Au zis mai mulți, nu, au zis mai multe nume, gen de la toți prietenii din grupul ăsta care sunt eu, gen, și a zis ca să se îndepărteze de noi și așa, și gen, a fost și numele meu acolo, chestia asta e ce contează, că a fost și numele meu, deci acum sunt în vizor, asta e singura chestie nașpa, dar în rest mă bucur că am scăpat bine. O singură chestie mai trebuie să fac și aia e să mă duc la, da, aia, să vorbesc cu o femeie dacă am probleme cu droguri și așa de 8 ori și deja m-am dus de 2 ori, mai trebuie să mă duc de 6 ori și după aia pot să dau și de permis și atunci efectiv n-am pica și cum n-aș fi avut nimica, deci pe viitor nu mă afectează, singurul loc e, v-am zis că singura chestie că acum polițiștii mă cunosc. Da, na, asta e acum, ce să faci? N-ai ce,
Oricum, iarba știu că o să devină legalizată, deci după aia am poate să îmi facă ceva, poate să mă mânce atunci în cur, că nu o să mai poată facă nimic atunci, de-abia aștept chestia asta și na. Na, cam atâta și cu Storytime-ul ăsta, fraților. Dacă v-a plăcut, cum v-am zis, nu uitați să dați un like și comentariu. Eu am fost Samuraiu, ceau!